Ești ok? Nu mi se pare că nu ești ok. Nu, hai că dacă vrei să arăt eu cum se face chestia asta. E simplu, pur și simplu, să plângi, ce mare lucru. Deci fii atent, stai picioare, ridică-mă. Întinde mâinile, închide ochii și imaginează-ți un tablou, da? Trage aer în piept, calmea. Vezi tabloul? Închide ochii. Îl vezi? Da. Deci fii atent. Oh, Doamne Dumnezeu, uite, de exemplu, eu văd acvariul la cu pești. Când eram mic, aveam un acvariu cu pești și acum am bucătărie. Și mai sărea cât un peștișor sărac cu bantica aia, pe jos și mi-era frică să pun mâna pe ei ca să nu moară sau să pățească ceva. Și îmi aduc aminte că iarna, de exemplu, le puneam apă fiertă, știi, la peștișor când treceau pe acolo și se mai întâmpla să mai treacă unul din greșeală și rămânea așa cu burta în sus câteva ore, dar după aceea venea. Doamne, și mi-aduc aminte că mai aveam, de exemplu, un papagal. Era un fel de papagal, dar era așa, un fel de păsărică, știi, cu gheruțe mici și ciripea așa de frumos. Și am vrut, închide ochii, și am vrut să merg cu mama odată la mare și l-am lăsat la bunici ca să nu rămână singur, doar că m-am dus cu mama în piață să ne luăm niște banane și 10 minute, săracul, n-am mai respirat și am murit. Și mai mi-aduc aminte de prietenul meu, Robert, închide ochii! Prietenul meu, Robert, era iubirea vieții mele, înțeleg. Era prima oară când înțelegi și 6 luni de zile m-am întâlnit cu el în spatele blocului, mi-aducea ciocolată Toblerone. Ba, mă pupa, era fericit, îl pupam, era fericit, nu-l pupam, nu, era tot fericit, deja am crezut că e poponar sau ceva și înțelegi. Și până la urmă, într-o seară, mi s-a părut mie că e mai hotărât și m-am dus repede sus, mi-a dat chiloții jos, m-am parfumat, m-am pregătit, am coborât, ne-am dus de unde se vede orașul și el mi-a băgat mâna în spatele blocului și m-a întrebat, dar de ce nu porți chiloți pe tine? Ce contează dacă port chiloți pe mine sau nu, că nu despre asta e vorba, trebuie să facem niște lucruri, înțelegi, și nu să mai...